Apa Vital a anunțat prelungirea restricțiilor la apa potabilă în mai multe localități din județ și din municipiul Iași. Până în 31 august, locuitorii din Hlincea, Vișani, Bârnova, Pietrăria, Păun și străzile fermei Geoceavez, Nicolae Tonița și Aleia Fermei din Iași vor primi apă în intervalul 6-9 dimineața și 16-20. De asemenea, în comunele Movileni, Românești și Grobnița se va furniza apă în intervalul 721. Compania susține că măsura se datorează nivelului scăzut de precipitații înregistrat în ultimii ani. Pe fondul secetei prelungite, debitul de apă din puțuri, drenuri și diverse acumulări din aria de operare, înregistrând limite deosebit de scăzute. În aceste condiții, consumurile de apă cresc simțitor, depășind capacitatea maximă de pompare, iar rezervoarele care, în condiții normale, sunt pline, se golesc cu rapiditate și astfel întreg sistemul de alimentare cu apă este afectat. Pe parcursul anului, alimentarea cu apă a localităților se realizează în parametrii normali, însă în perioadele caniculare, consumul de apă crește de aproximativ 3 ori. Apa vital susține că această creștere este din cauza unui tip de consum caracteristic zonelor lor periurbane și anumea folosirii improprii apei pentru grădinări și întreținere vegetație. De asemenea, în municipiul Roman până la 19 august oamenii vor primi apă în intervalul 23 și 5 dimineața. Operatorul acuză pierderile actuale semnificative de apă din rețeaua de distribuție, cantitatea de apă acumulată în rezervoarele de înmagazinare în care se realizează alimentarea cu apă potabilă a utilizatorilor din municipiul Roman fiind insuficientă pentru a asigura furnizarea apei în regim de continuitate.